7. Dar înainte aș vrea să vă povestesc un pic despre ce a pățit un prieten de-al meu care și-a cumpărat de curând un Audi A7. A cumpărat o mașină care arăta impecabil, se spunea că n-a avut accidente, la un preț foarte mic. Mie asta mi-a dat un pic de bănuit, așa că i-am cerut seria de șasiu și am zis să o verific pe CarVertica. După ce am verificat-o, am descoperit următoarele. Mașina fusese lovită de 2 ori, foarte grav. Odată fusese lovită în Lituania și odată fusese lovită în America. Dacă tu sau vreun prieten de-al tău vreți să vă cumpărați o mașină, nu uitați să o verificați pe CarVertica înainte. Aveți un link în descriere cu 20% reducere. V-am pupat! Hai să vedem câte Loganuri găsim pe drum acum și să ne uităm media de vârstă din Logan. Măi, să știi că așa e. Nu, și atunci ăștia se reprezintă niște pericole. Deci... Mamă, cum te bag în scaun. Da. Să știi că în dreapta... Stai nebaș și ăsta! Hai după el! Dă-i după el! Poate zburați pe la cu Loganul. Da? Parcă să zică ceva de poliția. Plimbă. Poliția! Unde e poliția? Dar e pe acolo, e pe partea cealaltă, nu avem treabă. Nu, cum te deranjează. E tocmai pe acolo. Las că întorc oricum aici. Păi îți dai seama, românii au și chestia aia să pună embleme de... De M. Toate BMW-urile vor să fie da. M și toate... Audi? Audi? Cum se zice? Toate mașinile Audi, hai zicem așa ca să nu greșim. Vor să fie RS. M4, vreau un M4. Hai să facem chetă, vreau și un M4. Bună, dragilor, eu sunt Tania și astăzi filmăm cu Doru dintr-un Audi RS7. Înainte de a începe videoclipul, nu uitați să dați un like și un share la sfârșit dacă vă place, pentru că Doru a venit tocmai din Brăila, în București, ca să filmăm. Săracul de Doru. Așa. Bine, deci avem un RS7 stock. Stock, exact. Momentan, ai zis că singura modificare pe care ai vrea să o aduci ar fi tobele. Evacuarea, da. Ceva de la Miltec. Păi evacuarea Miltec. Sau doar tobele finale? Toată evacuarea. Aha. Toată Miltec. Evacuarea. Da, Miltec. Asta aș vrea și eu pentru a mea, sincer. Mhm. Dintre... Miltec și cu... Ceva dedicat, am înțeles. Da, ok. Dedicat. Adică vrei să mergi liniștit sau ai mai mulți kilometri de făcut? Să nu te deranjezi, nu te dea durerea de cap. Are flapsuri care se închid, exact, se deschid. Da. Și în funcție de ce se deschid, se închid? De modul de mers, adică ele se deschid pe dinamic. Eram sigură, da. Da, așa. Mașina fiind automată are modul confort, auto, dinamic și individualul, exact, pe care ți-l configurezi, uh-huh, tu. Da. Și ele pe dinamic se deschid. Probabil că o să reușim și pe individual, că da, la mine e mai greu, dinamic. Nu știu, fiind manuală, am un singur stil de mers, stilul meu. Stilul meu, așa se numește, stilul, da, meu. Stilul Tania, adică... Smuls sau...? Nu, depinde de... Da. General, femeile merg stilul smuls, așa, știi? Serios? Viteză, 50 de metri înainte de... De intersecție, impact? De trebuie să oprească, frână! Nu! Da, și la 30 de mici, nu, se vezi, se schimbă din plăcuțele timp. De frână, da. Nu, frânez din timp eu. Mă rog, am și văzut multe accidente de... Și m-am marcat oarecum. Față de BMW e mult mai ok. Păi noi care suntem fani Audi întotdeauna o să zicem așa asta. Așa că ziceți ce vreți, băieți. Gata, am distrus BMW. Pentru că eu primesc mereu întrebarea asta. De ce Audi și nu BMW? Da, de ce BMW și nu Audi? Da, asta răspund, păi, și eu. Asta este, fiecare cu plăcerea lui. Nebuniile lui până la urmă, da, exact. Da. Adică mie îmi place și BMW și Audi oricum. Nu am niciun fel de preferință. Știu... N-a zice nu niciun Lamborghini, nici unui Corvette. Da, nici eu. Îmi plac toate mașinile, așa că... Da, fiecare are ceva... Bun, ceva, și nu toate sunt făcute la fel. Asta e clar că fiecare are un minus și asta are țâși pe mii de minusuri. Ce îți place la mașină și ce nu-ți place? Culoarea îmi place la mașină cel mai mult. Da, culoarea e chiar de RS, nu? Da, e culoarea de RS. Culoarea, deci îmi place cel mai mult. Îmi place iar... Cel mai mult sau vrei să spun mai multe chestii care îmi plac? Hai să spun 3 care îmi plac. Deci îmi place culoarea odată. Îmi place că ai head-up display. Nu-mi place că am head-up display. De ce? Pentru că este destul de mormoloc head-up display, în afară de viteză și GPS îți arată cu 50 de metri, 100 de metri înainte de a vira stânga, dreapta, sinceratură, altceva nu îți mai indică acolo. Nu recunoaște semnele pentru România. Ah, de ce? Am fost la reprezentanță și au zis că și chiar dacă îmi vor face update-ul, 70% există șanse în continuare să nu recunoască semnele. Nu știu, când ies cu ea din România, începe să afișeze și semnele. Nu-i place în țară aici. Da.
place, nu-i place nimic din țară. Chiar nu vreau să fac referințe la BMW și la așa. Deci am mers și cu M5, îmi place la nebunie mașina, am mers și cu RS, că dacă discutăm de BMW, că nu am cu ce altă clasă să compar, nu? Comparăm cu un M5. Nu? Că asta este, e aceeași mașină până la urmă. Deci amândouă sunt spectaculoase, dar există într-adevăr o chestie, mi se pare că printre altele și de asta n-am ales BMW M5 când am ales RS7 să-l cumpăr, pentru că eu ziceam că ca și necunoscător, dacă vedeam un M5 pe stradă și-l vedeam că vine din față, ziceam că este un seria 5. Dacă nu mă uitam jos la flapsurile alea, probabil că n-are proiectoare, în fine. Deci nu-ți dai foarte mult seama că ai un, că vine un M5 acolo în spate, da? Când trece, da, pentru tobe... că îți dai seama, românii au și chestia aia să pună embleme de... De M. Toate BMW-urile vor să fie M și toate... Audi? Audi? Cum se zice? Toate mașinile Audi, hai zicem așa ca să nu greșim. Vor să fie RS. Da, RS sau S-uri, nu prea vezi. Sau știi? Așa, dar vezi tu că nu, în afară de chestia asta S-Line și așa, varianta RS nu prea ai să-ți lipești chestii cu RS pe mașină, știi? E, nu. Păi, în primul rând îți schimbi grila din start și ți-ai pus grila de RS și în al doilea rând găsești semne de RS, da? Care le pui, da. Deci nu prea am văzut Audi făcute cu chestiuțe Serios? RS pe ele. Eu n-am văzut, deci foarte chiar mult n-am văzut. Și m-a panicat. 2.0 TDI-uri care aveau embleme de S5. Serios? Mamă, cum se simte. Fărăs pe 21? Foarte, foarte rigidă. Deci este cea mai nașpa chestie, cea mai... Deci asta este una dintre chestiile care mă disperă la mașina asta. Bă, deci mă disperă roțile astea foarte pe 21. Rigidă. Pe 20 nu mai este același lucru, nu mai are același aspect. De-aia nici n-am modificat. Da. Nu găsesc, poate sunt anvelope, nu știu, poate ne spuneți voi, poate mă ajutați. Există anvelope pe 21 mai înalte, cumva. Anvelope, nu știu, adică și nu sunt ramflet, talon mai... cu talon mai înalt, nu sunt ramflet. Deci sunt anvelope normale ce avem acum, pe aia sunt anvelopele de iarnă, dar care ar trebui să fie foarte ok. Dar asta din cauza, deci din cauza jantelor foarte mari. Și m-a întrebat ce nu are. Da. Acum, deci nu are chestia aia să parcheze singură. Ok. Nu știu dacă te ajută foarte mult. Așa. Nu are, nu știu dacă așa vine, nu știu care e stoc, cred că asta e stoc. Nu are suspensia pneumatică. Cred adică că totuși RS are și varianta de pneumatică. Da, da, da. Așa e și la Și asta nu are, cred că este varianta mai ieftină ce are asta. E varianta mai rigidă. Și nu are volan încălzit. Da. Ceea ce mi se pare absurd să n-ai volan încălzit. Adică aș vedea mașina asta cu volan încălzit pe serie, adică nu trebuie neapărat să așa ai vedea fie o opțiune. Ia, ce gălăgioasă e după 3000. Cam ca orice TVSI. Da, cred că da. Dar nu e așa de rău, să știi. Eu compar cu a mea, na. Bine, lumea o să zic, cum bă, să compar un compari un motor de 4000 cu un motor de 2000 pe benzină. Adică e normal că e altceva, e adică dublu. Lumea mi-a zis foarte mult, dacă nu găsesc un RS7, măcar cu A7 să filmez, pentru că A7-le a fost bombă când a apărut, lumea era super extaziată. Băi, și să știți că n-a plătit nimic ca să vină RS7-le la Brăila. Vă spun eu sigur. Am dat comandă de RS7. Ai dat comandă, ai sunat să vină un RS7 de la Brăila imediat la mine. Globo și... Gata, acum. Nici n-aveam cum să nu vin, pentru că suntem vecini acolo de județ, nu? Oarecum. R în loc de Z. R în loc de Z. Da, da. Bă, R, bă, Z. Dar oricum suntem Muntenia cu toții. Da. Deci să nu zică lumea că Brăila e Moldova, că nu e Moldova. Dar oricum Brăila. Eu n-am treabă, adică eu fiind din Rusia, din Moscova, oricum nu mă încadrez nici Iar la... Eu sunt din Telorman, n-am nicio legătură cu Brăila. Eu nu mă încadrez la numărul de matriculare de la mașină, la nimic. Deci adică... nu-i mai dați claxoane pe stradă, că e din București. Dar chiar vorbeam cu cineva. Măi, Tania, tu ar trebui să-ți pui numere de Rusia, să vezi dacă te mai claxonează cineva. Craina. Eu cred că nu o să te mai întrebe nimic. Băi, efectiv. Asta e așa puțin, Rusia, Rusia sau Ucraina? Sau... Nu, Moscova. Moscova direct? Da. O, ce tare. De acolo stai mei. Foarte tare. Ce dracule cauți aici? Bun. Au migrat și... Da, ce face? Adică... Oh, da. Ce bușit e ăla. Mhm.
nu are chestia aia să dezactivezi și să poți să faci cerculețe cu ea, cum e la BMW, știi? Ce, SP-ul? Nu poți să-l dezactivezi? Ba da, poți să-l dezactivezi, dar nu, să-ți rămână să tragă decât spatele. Aaa, băi, și are M5 Competition, da, nu? Da, 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 da. Pretenții, dar știi că ăla era angajat Audi, nu? Care a făcut tracțiunea aia. A plecat de la Audi, BMW a dat un, i-a oferit un preț mai bun, s-a angajat la ei și a făcut tracțiunea asta. Foarte tare. Da. Foarte tare. Era, da, e o chestie super mișto. Adică, adică chiar, chiar, chiar mi-aș plăcut să fie o chestie de genul ăsta, pentru că cu mașina asta nu poți să te joci așa cum te joci cu BMW-ul ăla. Tot vreau să schimb viteza, știi? Tu ai manual? Da. Ah, păi de-aia nu-i problemă. Ideea e cu stângul, să-l ții acolo unde trebuie. Da, da, da. Bine, nu-i problemă, avem centuri. E foarte bine că ai sistemul 4 torsen. Ție cum ți se pare mașina? Ți se pare că te limitează foarte mult tracțiunea asta 4x4? Dacă mă întreb dacă tracțiunea 4x4 mă limitează... Torsen nu-i permanent față de Haldex. Permanent. Știi? Știi ce pot să zic? Că habar n-am. Înțelegi? Eu tot 600 de cai am sub capotă. Așa. Da, probabil că dacă te referi la senzație, da, te limitează, într-adevăr. La viteze mari. Te limitează. Da, ar trebui să te limiteze chestia asta? De ce zici tu că în viteză? Pentru că la o anumită viteză, așa, 4 îți împarte puterea la fiecare roată. Adică împarte, okay, la 4 toată puterea pe care o ai. Așa, și ce problemă am eu? Ca mașină vorbesc, ce, la, de, că până la urmă ea merge și plâns, am mers cu 320 de km la oră cu ea. Și a mers, adică, da, bine. Uite, seria 4, ce frumoasă e, foarte frumoasă mașina. Da, și mie îmi place seria 4. Mamă, de la deci sunt îndrăgostit, frate, de seria 4, M4, vreau un M4, hai să facem chetă, vreau și un M4. Ce huru e. Frânele ție cum ți se par? Super. Deci am niște frâne spectacol. Și spun că spectacol, am frânat și de la 300 de km la oră cu ea și nu are niciun fel de frână. Adică în momentul în care ai călcat frâna e super ok. Super, super ok. Ce și tip nu sunt de frâne ceramice. Nu știu să zic cum sunt, dar am auzit, am văzut un vlog mai zilele dar trecute. Brembo. Brembo? Eu știu că-s Brembo pe asta. Păi, trebuie să scrie pe etriere, nu? Pe etriere scrie RS. RS, da? Parcă să zică ceva de poliția. Brembo. Unde e poliția? Dar e pe acolo, e pe partea cealaltă, nu avem treabă. Nu, nu, că nu te deranjează. E tocmai pe acolo. Las că întorc oricum aici. Da, deci frânele sunt ok, sunt, nu știu cum se numesc frânele, dar sunt varianta de mijloc. Ceramice, sunt erau alea de discuri top, așa normal și e varianta de mijloc, nu știu exact cum se numește, ceva cu W, dar sunt super ok. Deci chiar sunt super ok. Nu. Și cine, toată lumea care a mers cu mașina a zis că e, frânele sunt spectacol. Tu ai și turbină acum și compresor, nu? Mă întreb, am două inimi? Nu știu, biturbo. Două turbine. Două turbine. Deci două turbine, asta știu sigur. Deci n-ai compresor mecanic. Păi fii atent, nu mai întreba chestia asta tehnice, că nu știu, puii mei, eu merg cu o mașină și atât. Păi bune, întreabă-mă dacă vrei. Mi-a luat capre, uite, vezi? Da. Da, glumesc. Da. Nu știu foarte multe chestii despre mașină, nici nu m-a interesat. Te e foarte mult după senzații. Bă, atâta, da. Și dacă îmi place și ce confort, văd, știi, da, dacă îmi place să văd și stau bine în ea și știu că pot să-mi iau copilul să plec în concediu și soția, e ok. Și atât tot. Da, și la ce mă uit foarte majoritate. Mult? La siguranță mă uit foarte mult. Adică nu prefer mașinile mici. Nu că în asta ai scăpat dacă te lovești, doamne ferește, că oricum te dat să mori, oricum crăpi. Da, să zicem că dacă unul cu un Logan de 60 de ani, că în general media de, da, Logan este de la 60 de ani în sus, adorme la volan, face un infart în puii mei, cred că mai am o șansă cu mașina asta, adică, înțelegi? Cam atât. Ce cu exemplu ăsta?
Băi, pe bune, păi da, uite-te, hai să luăm fiantă, hai să vedem câte loganuri găsim pe drum acum și să ne uităm media de vârstă din Logan. Măi, să știi că așa e. Nu, și atunci ăștia se reprezintă niște pericole. Deci nu reprezintă pericole oamenii cu tinerii, că steribiliști, că bă, frate, nu, din punctul meu de vedere, clar. Da, și atunci ăștia care sunt mai în vârstă au niște riscuri. Se cam vede că are două turbine, că da? Turbolagul e foarte mic. Bine, și motorul mare, dar și are turbinele, efectiv. Lagul e destul de mic, da. Așa mi se pare, da. Eu n-am cu ce să compar. Da, în momentul în care ajungi în cuplu, da. Mi se pare că trage foarte liniar. Adică nu e dacă super, avea unde super să mergi, brutal. Nu, nu e brutală deloc, de-aia spun. E că liniar. Asta e o chestie care nu-mi place la mașină. Mi-ar plăcut să te, măi, mi-ar plăcut să te omoare mai puțin, măi, să te bage mai mult. Măi, tu ești fan BMW sub acoperire. Cred, așa mi-a mai zis cineva. Băi, tu în sinea ta, tu-ți dorești BMW. Păi dacă te poți, păi aia era 7,50, vreau un M4. Da, mă, dar și un am spus și o repet. Îmi plac mașinile, nu-mi place o marcă anume. N-a zice nu niciunui Camaro super mișto, nici unui Chevrolet super mișto. Acum dacă o scoți, mai avem timp, îi scoate și dă-i și puțin sound dacă vrea să audă. Scoate-o la liber și accelerează puțin dacă că nu se întâmplă nimic. Poate dă un șpițul ăsta cu X5. Nu, că ești pe neutru, ești ok. Dă-i. Și trebuie să plecăm. Da, invers. Dacă n-am automată și am plecat, nu ne-am jucat. Măcar așa, știi? Unde bași? Ți-am zis că ăștia cu Loganul ne urmăresc. Stai să mă stai. Ia să vedem câți ani are omul. Stai. Dă mai în față. Stai. A, nu, ăsta e tânăr. Ăsta e tânăr și nerealizat. Nu, treci mai departe. N-avem ce treabă. Nu, cu ăștia nu. Nu. Deci trebuie să aibă de la 50 de ani în sus și o pască din aia, gen Iliescu. Da, adevărat. Știi? Frații lui sub acoperire. Gata. Frații sub acoperire. Da. Nu facem politică. Uite, ăsta... Zic eu, ăsta vrea să vorbească cu noi. Păi vorbește cu noi, ce să zic. A, nu, cred că e a 6. A, 6? Da, seamănă cu tine. Frumoasă e. E frate tu. E deputat? DPD? Nu, DPD. De... A, nu, e... Drept. E a 8 asta. În lumea dreptilor. Da, e foarte frumoasă mașina. Culoarea e frumoasă. Da, este exact Ibis White-ul pe care îl am eu pe Audi. Sub colant, știi? Da? Dar foarte mișto e culoarea. E făcută la fabrica de vopseluri Audi, o culoare specială. Dar chiar e frumos a 8 asta. Mhm. Foarte mișto este. Ia să vedem ce jante are. Pe 20. Cred. Da, dar nu știu modelul. Oricum, așa e și a mea, cu jantele de vară toți sunt negre, da, dar nu sunt negru lucios, sunt negru broașt, așa. Între mat și lucios. Foarte mișto. Mi-a plăcea și mie alte jante, da. Revenind la mașinuță, ziceai că ai vrea să o vinzi. În da, curând, nu? Aș vrea să o vând, într-adevăr vreau să o vând. Cu cât ai vrea să o dai? Are foarte puțin kilometri, văd. Ba, e destul de complicat. Deci mașina, am zis, am luat-o cu vreo 87.000 de kilometri, 87.000 fără TVA. Într-adevăr se devalorizează. Probabil că, zic acum, și pe la vreo 70.000 cred că i-aș da drumul, mă gândesc. Adică, da. Dar nu sunt foarte hotărât pentru că există și varianta de buyback, știi? Deci că pot să fac buyback cu ce vreau să-mi cumpăr și... Mamă, cum te bag în scaun. Da. Să știi că în dreapta se simt... Stai nervos și ăsta. Hai după el. Dă-i după el. Poate îl zburați pe ăla cu Loganul. Da. Frumos, rău. Și A8 este o super mașină. Da, și mie clar. Îmi place la nebunie. Și confort. Și... la nebunie îmi place. Și câte... Și luminile ambientale dinăuntru sunt super mișto, da. La mașinuța aia. Foarte mișto. Foarte mișto este. Scuze. Așa se vede la roți. Mă, tu vrei pe banda asta, este? Băi, omul da, se... Da, s-a băgat. Deci fii atent, acum da, știi ce se întâmplă asta? Da, vezi că am simțit de dinainte să... Da, păi ăsta, adică ăsta cu... de Galați. Ăsta fuge. Asta că e vecin de-al meu. Da. Zi, ăla se simte acum, știi, iese puțin așa frustrarea din el, că zice cum o blondă cu RS7 mă face asta pe mine. Nu, dar sigur a văzut camerele.
Știi ce trebuie să spui și tu, că mi-am pus și eu de curând? Ce? Sticker-ul cu Instagram-ul tău. Tu mă crezi că nu știu unde să le fac? Nu știu pe nimeni care să facă o chestie, vreau să scriu și pe lunetă, vreau să scriu YouTube, și canal de YouTube, chiar dacă e amărât el cât are acolo, dar merge, urcă, e bine. Peste vreo 67 de ani o să fac și eu 10.000 de followers. Glumesc. Uite că am ajuns tot la... Da. Ia, și uite și leonul ăla. Băi, da, nu vreau să zic nimic de leon. Da, lasă, că din familia noastră, din vag. E mașină frumoasă. Eu da. Nu sunt foarte mare fan Seat, ca și design zic, ca și motoare, până la urmă sunt aceleași motoare de la Volkswagen, deci nu da. Are ce să nu-ți convină dacă ești fan vag, pentru că uh-huh. uite și motorul meu, da. Motorul tău e făcut de Audi, resturile sunt făcute de Audi. Păi și celelalte de cine sunt? La mine motorul e făcut de Volkswagen. Ah, da? Serios? Da, TFSI-ul meu este TSI-ul de la Volkswagen. Ah, iau. Tu n-ai lucrat pe la Audi, pe grupul, nu? Nu? Sigur? Sigur. Într-o viață anterioară măcar. Nu, dar mă plimb de la 5 ani printre mașini. Păi, deci știi foarte multe chestii, deci e foarte mișto să știi foarte... Ah, dacă îți place domeniul ăsta, da, super mișto. Adică chiar știi lucruri care mulți oameni nu le cunosc. Da, eu te-l postă cu BMW-ul ce-i de îngușă, vezi? Poți să zic coajă? Cu coajă? Iote! Bă, ce e așa? Uite, vezi ce înseamnă să fii băiat finuț? Uite, ai văzut? Ce a dat omul seama că ți-a ieșit în față și a fost civilizat și... Da, să știi, dar numai pentru că avea frumos. Audi, știi? Nu am nicio problemă cu ce mașină și-a fiecare om. Pă, bune, da, atâta poți, atâția bani ai, este ok. Băi, frate, dar nu-ți lua până ultimul trânș de mașină care, de dragul de-ați lua mașină, mai bine mai stai 2 ani, mai strângi încă 2.000 de euro, 3.000 și atunci... Îți iei ceva mai ok, că totuși... Eu n-am nicio problemă cu nicio marcă, dar am problemă cu oamenii care își iau o anumită marcă. A, că din vezi, cauza doamne, ești ce cred dacă ei, da. Adică, știi, bă, dacă stau cu țigarea în gură, mamă, ce interesant sunt. Și tu ești la fel de prost, înțelegi că nu se întâmplă nimic că ai o țigară în gură. Da. Sau îmi iau BMW, că știi că dacă îmi iau BMW... Sunt șmecher. Adică sunt șmecher. Eu sunt șmecher, tati. Nu, ești aceeași persoană. Sau dacă ai RS, sau dacă ai... Nu, ești fix aceeași persoană. Nu se întâmplă nimic cu tine sau cu personalitatea ta. Poate în mintea bolnavă a unora, înțelegi, dintre noi. Dar nu se întâmplă nimic. Tot persoana ești, tot omul ești, tot atâtea clase ai făcut. Uite, de ce crezi că Audi, în ultimii ani, a făcut toate motoarele atât de liniare, RS-urile. Față de M-uri, care ai văzut și tu cât de brutale sunt. Băi, nu știu să zic, așa a vrut el, habar n-am, nu știu. Eu de cred ce? Că... Eu cred că e, în primul rând, din cauza tracțiunii. Pentru că sunt 4, știi? Și la BMW, M-urile, majoritatea sunt spate. Majoritatea. Da, bine, până la urmă, așa s-au consacrat. Audi s-a consacrat... Prin 4, da. Ei au inventat. Da. Tracțiunea 4x4, iar BMW-ul, așa, BMW, așa s-a consacrat el, tracțiune spate. Până la urmă, BMW cred că totuși a vrut să fie o mașină mai agresivă, a vrut altceva. Cred că Audi, de fapt, n-a plecat pe linia asta de super agresivitate. Eu cred că a plecat pe linia de confort, da, confort foarte mult Audi. Mai mult confort, da. Adică dacă aș avea un M5, știi, mi-ar plăcea foarte mult să stau îmbrăcat numai în, așa, mai casual, mai tinerește. Exact. Într-un Audi... Îți vine să te îmbraci la costum? Trebuie să fie un pic mai... Da, bine, probabil te îmbraci cum vrei, nu e problemă, dar asta îți inspiră, știi? Ia să... Recomanzi mașina asta pentru un începător? Am prietenă, nu e nicio problemă. Dacă recomand mașina asta pentru un începător, am spus și mă repet, poți să-ți iei și Formula 1. Aș recomanda-o pentru începutul, pentru că este o mașină sigură. Uh-huh. Asta e contrar, că toată lumea o să zică, sigură nu, pentru frate, tine, că dar poate are sigură motorul pentru mare. Alții. În general, când ești începător, dacă stai să iei puțin logic, când ești începător, nu ai foarte mult curaj. Posibil ca mașina asta să te îndemne să ai mai mult curaj decât ar fi normal. Dar, din știi cum eram eu în primul an de permis? Noroc, conduceam un 1-2, credem. Serios? Da. Păi ești cam teribilist la început. Dacă ești și foarte pasionat,
Da, știi? Mă, ce zic, aș recomanda-o. Dacă are toată țigla pe casă, e ok, nu e niciun fel de problemă. Eu, sincer, n-aș recomanda-o pentru începători. Pentru că, ți-am zis, având atâta putere pe mâini și picioare, de la început nu mi se pare ok și oricum trebuie să o iei treptat, știi, ca să apreciezi când avansezi un motor mai mare cu cai mai mulți. Așa văd eu. Din punctul de vedere, din punctul meu de vedere, încă o dată zic, dacă ești cu toată țigla pe casă, cred că poți să folosești orice mașină vrei, atâta timp cât... Tu per total ești mulțumit de ea? Da, clar. Este ok. Nu mi-aș mai cumpăra a doua oară mașina, cel puțin pentru România, clar. Da, nu. În fine. Nu ai ce să faci cu mașinuța asta. O mori, îți bagi joc de ea, știi? Dacă nu mergi și autostradă și... Eu fac foarte multe drumuri lungi și atunci pot să merg cu mașina să-și mai dea drumul, da, ok, să-și mai facă... Da, poate chiar îți convenea mai mult un diesel, dacă zici că faci drumuri lungi. Dacă stai să te gândești la consum, numai din punctul ăsta de vedere, da. Cred că era mai ok un diesel, cu toate că un consum de 12-12,5 sau nu la consum te referi? Nu știu. Nu numai la consum, pentru că dacă îți luai diesel, în primul rând era A7, nu era R7. Să zicem că aveai motor de 3 litri, care e destul de potent, 313 cai. Ok. Diesel, consum din ăla mic. Mic? Da, și componentele nu sunt atât de scumpe, adică întreținerea e mai mică pentru că nu e RS, știi? În momentul în care am ales mașina, am știut clar că vreau RS. Adică... Da. Am știut clar că vreau RS și știam la ce mă ham. Știam că o să coste întreținerea, știam că o să coste, că o să consume, știam toate amănuntele. Adică nu m-am dus, m-am cumpărat și m-am trezit cu soacra mea acasă. Ce să fac cu ea, pe bune? Eu am cunoscut foarte multe persoane care au dat ultimii bani pentru mașină. Și efectiv n-aveau bani nici să o înscrie și ziceau, lasă-mă că fac eu bani să o înscriu și nu mergeau cu ea. Și mi se pare penibil. Poate să se ducă în zona de penibil, într-adevăr, dar știi cum e, dacă ai un vis, până la urmă ți-l poți îndeplini, după aia vezi tu pe unde scoți cămașa. Dacă îți place RS, nu și ție, dacă îți place RS, da, te duci și ții un RS, ok, te dai cu el 1000 de kilometri, 2000, 5000, cât te ține buzunarul, după aceea o pui la vânzare sau faci un buyback, îți iei ceva, ce... Bă, da, am avut un vis, am și o RS. Ok, ți l-ai îndeplinit, foarte bine, te întorci de unde ai venit, e ok. Dar sunt oameni, într-adevăr, foarte mulți, care se duc în zona de penibil, da? Adică, cum e, casa mai ieftină ca mașina. Da. Și atunci este o problemă. Chiar da? e o problemă? Poate să fie o problemă. Știi, nu că n-ar fi o problemă și la... clipul ăla de pe TikTok. E ca să se moară. E ca să se moară mama, da. Treaba este că, vezi tu, chiar dacă și eu am bani în momentul ăsta, da? Să zicem că am bani. Mi-am luat RS. Știu cât mă costă, știu și știu. Da, mâine s-ar putea să întrețin. Da, mâine s-ar putea să nu mai am bani ăștia, n-am de unde să știu. Și atunci eu nu cad în te duci în aceeași zonă cumva. Poate greșesc, dar deci rămâi, ai bani acum, dar nu știi dacă mâine mai ai bani. Nu, rămâi invalid, în pui mine, nu poți să mai muncești, se întâmplă chestii. Doamne ferește. Da, și atunci, Doamne ferește, într-adevăr. Da, și atunci nu înseamnă că te duci, deci dacă ai un vis, trebuie să ți-l îndeplinești. Oricât de nașpa ar fi el pentru alții, da, oricât te-ar critica alții simți, la un moment da. Dat. Bă, dacă tu simți că vrei chestia asta, uite, dacă vrei să cumperi mașina asta, poți să o cumperi, nu? Da. Facem actele acum, dacă vrei. Da, e de vânzare. Da. Da, dar sunt și oameni care, într-adevăr, se duc în zona de penibil, într-adevăr, stau în niște... sau stau, nu știu, 50 într-un apartament sau nu știu, habar n-am, și se duc către lucruri care nu, chiar nu și le permit și fac de dragul de a-și cumpăra chestia aia. Mamă, uite ce șmecher am fost eu. Și într-adevăr, consumul, sigur o să mă întrebe de consum în oraș. Consumul, în București, nu știu să zic, în oraș, în București, nu știu să zic, nici în Brăila, este 13 cât ai mers tu cu ea acum. O să ai un consum, dacă uite, ai butonașul ăla în stânga sus. Ăsta este short memory, ce am făcut. De fapt, nu ce am făcut. Nu, de când am venit eu cu ea pe autostradă. Cu drumul pe autostradă. Ok, și pe autostradă. Deci ăsta e mic. Cred că mi-am luat și o amendă, nu știu, nu m-a oprit, dar da. Și dacă te mai duci o dată, o să-ți dea long memory pe ultimii 11.526 de kilometri.
Și eu cu mașina... Deci mixtul e de 13 astăzi, în 3 ore și jumătate. Da, cu foarte autostradă. Foarte puțin mers în deci cu autostradă și... unde n-a coborât viteza... Adică am mers legal. Mă rog, da. Da, am mers legal. Înțeles. Pe autostradă. În 25 de minute am făcut autostradă, da. De la Slobozia până la... Te-ai grăbit. Așa. Păi, da, m-am grăbit că trebuia să mă întâlnesc cu blondă și nu puteam să pierd momentul. Așa că trebuia să mă grăbesc. Da, nu este, nu e un costum. Pentru motorul ei glumeam. Pentru motorul ei mi se pare civilizat. Da, pune, să știi ai, că da. Da, fii, adică, deci așa, cât consumă un Logan 16 valve? Nu știu. Îți spun eu 10. Da? 10. Dacă faci mai mult oraș, așa 10. Ai o medie de 10. Am un prieten care are așa ceva. Uh-huh. El consumă ăsta. El se raportează între 8 și 10 consumul. Da, poate că merge mai agresiv, poate că habar n-am, nu știu, acum depinde și de cum mergi. Dar încă o dată spun, nu este o mașină care se consume. Au BMW-ul care l-am avut, avea 11,5-12, pe același stil de mers, că tot eu sunt. Și era motor de 3000, tot 4x4, era mai micuță mașina, într-adevăr, uh-huh. Poate cu vreo 200-300 kg mai păi ușoară, tocmai nu știu. Că... Deci mai mult consuma aia decât consuma asta. Da. Încă 1000 de centimetri în plus. Da, mi se pare un pic ciudat. Da, știi dar că revin. Probabil că băi, de frate, ce... când îți iei o mașină de genul ăsta, nu te gândești la consum. Normal. Că nu consumă normal, cât polul ăsta că... din stânga noastră. Pă bune, adică... Da, doar că păi, lumea vrea să știe. Dacă vrei mașină care să nu consume și să aibă și forță, ia Tesla. Ok. Da. 700 de cai, 100 și ceva de mii de euro. Exact. Și nu ai niciun fel de consum. Electric. Da, și atunci mori în scaun acolo. Vomiți și tu ca șofer, vomiți. Da. Crede-mă că și mama mea și-a luat un Yaris 2019, okay. Nou, și are cuplu instant, e un motor din ăla de 1.5 mi se pare. Așa, păi dar are un cuplu... Agăți la oglindă aici, știi? Păi la Audi și mamă, dă-mi și mie, sau agăți puțin, dai puțin parfum în aia. Nu, că nu e mare diferență, ce a mea are 2 litri. Da, am avut și eu Yaris, da, 2014 era... Da, dar vreau să zic că... După ce consumă da, super puțin că e hibridă, este. Are cuplu ăla instant și uneori merg ambele motoare în același timp, știi? Când da. Vrei putere, îți bagă... Intră benzina, cred. Benzină și electric. Și electric, ambele? Da. A, super. Ca să-ți ia totuși consum mic și... E clar că te cam bagă în scaun mașinuța aia. Mai ales la plecare. Mm, okay. E, la cum crește viteza, scade senzația, știi? Dar n-ai ce mai, să faci. Nu mai trage la fel, adică nu mai ai cuplu până la urmă. Mie, sincer, nu știu, ori sunt eu prea mare fan Audi, dar mă așa. Uit în toată mașina asta și nu găsesc absolut nimic care să nu-mi convină. Hai că zic eu, fii atent. Da. Te modificăm și mie direcția aerului față de cum e acum. Direcția aerului? La ventilație. Eu n-am climă dublă, bine, nu contează. Cu 4 zone. Da, nu contează, două dracului cu 4 zone. Nu, ai temperatură. Ok, și... Ai greșit din start. Aha. Stai. Așa, odată. Și la asta muți așa și la asta așa, nu? Deci mie mi se pare foarte nașpa chestia asta. De ce? Asta. Păi de ce? Că trebuia să am un buton aici unde... De ce trebuie să-l mai apăs și pe ăsta de aici? De ce? Ah, da, de ce uite. Trebuie să apăs la ventilație separat? Da, nu? Știu, asta e și la mine, am și eu ventilația și deci mie direcția. Place. Deci mie nu-mi place chestia asta. Da, bine, o să râdă urmăritorii, dar ei, aveam păi, o chestie da, care... Acum nu suntem la mormântare să plângem pe bune, dar nu, uite, eu spun o chestie care nu mi-a plăcut. Mie chestia asta nu-mi place aici. De ce trebuie să apăs pe butonul ăsta și pe aia să dau și de astea? Hai că nu e așa. De ce n-am touch aici? Nu? Păi ai la alea mai noi. Păi, da, dar și 2017, pe bune, 2017 nu se inventase touch-ul. Ai tot un display care iese de acolo, se ascunde când oprești da, motorul. Da, ce să zic, da, corect, așa e. Și că te pretenzi. Dacă urmăresc vreun film triplu X, dau de aceeași, nu mai vede miliția, că mă uit la film, mai urea în trafic. Da, pretenții, într-adevăr. Da, mă, dar vreau și eu touch-ul, uite așa, ștergi și tableta asta, așa, să o ștergi așa frumos cu... Păi nu ți-e destul să ștergi Piano Black-ul ăsta pe care l-ai pe aici? Băi, știi care este una dintre cele mai tari chestii la mașinuța asta? Ar mai fi faptul că mașina cum o vezi tu acum, la interior, este nespălată de vreo 2 săptămâni. Deci nu este șters praf în ea, nu, este, nu știu ce fel de filtre are, nu știu cum intră pe unde intră, pe unde iese aerul, dar uite-te că nu este praf și mașina chiar da. Se merge cu ea. Deci nu este praf, este o chestie foarte mișto la mașină. Trimurile astea frumoase de carbon. Eu am Piano Black peste tot.
și interior și exterior, adică uh-huh. totul e negru în loc de crom sau... E frumos, dar eu asta cred că se cam zgârie în principiu, știi? Se zgârie și se vede praful imediat, adică da, un, se pic vede, mă, uite. Un pic mă deranjează treaba asta la Piano Black, dar uh-huh. tot îmi place mai mult decât... Cred că era mai frumos niște carbon aici, știi? Uite, așa. Păi ai carbon, nu ți ajunge, ai aici. Să fi continuat și pe aici. Aici așa frumos. Da. Iei colant, te duci la bricostoră, ți iei un colant de 5 lei. Și pun niște tapet. Pun niște tapet pe ea, da, mă. Da, ce să zic, acum sunt chestii care mai trebuiau puse pe mașină, dar pe de altă parte, probabil că dacă mai dai niște bani în plus și ți-o configurezi așa cum vrei tu, Audi zice, da, ai bani? Da. Ce problemă? Dă-i încă. Ia zi, ce vrei? Ce vrei, păi, vrei fără rezolvăm? Capotă? Nu e problemă, fără capotă ți-o facem. Mai vrei două uși, punem. Da, mai pune și două uși sus, da, vrei scaune din alea eject? Pune și scaune eject. Dar mi-a zis mai cineva, de ce nu ți-ai luat A7? De fapt, mulți îmi zic, pentru că știu că îmi place A7-le. Păi asta vreau să te întreb și eu, de ce nu ți-ai luat A7, ți-ai luat... Pentru că are prea multe uși. Pe bune? Da, am vrut neapărat cupe. Deci cea mai nașpa explicație este asta. De ce nu ți-ai luat A7? Are prea multe uși. Păi ce fac cu astea două de spate? Eu conduc foarte rar cu cineva în dreapta. Sunt mașini care într-adevăr nu dau bine. Deci uite, seria 4, când mă leg tot de seria 4, da? Mie nu-mi place seria 4 Grand Coupe cu 4. Nici mie, mie îmi place cupeul de nebunesc. Băi, seria 4 e făcut să fie M sau coupe. Da. Și atât. Dacă are cineva Grand nu Coupe, chiar, foarte nu, bine, e super ok. Nu, în seria 4 da? Există doar Coupe și Grand Coupe. M-ul, că presupun că te gândești păi la M4. Eu mă duc la M4. E, nu, M4 nu, are altă M4. Platformă, are separat. Este altă platformă, dar seamănă. Eu zic așa, 4 ăla, 4 de la BMW, îl văd ori M, ori seria 4. Ori seria 4. Atât, da, nu-l văd Grand Coupe, adică... Da, așa și eu. Grand da. Coupe te duci la seria 5 deja. Și nici nu are foarte mult loc în spate, știi? Nu știu Grand că Coupe-ul. N-am... Nu știu da, că nu m-am bine, apucat niciun acolo. Grand Coupe. Uite, ăla e o seria 3 de acolo. Da. Dar noi vorbim de Audi. Mie mi-a făcut o părere bună mașina. Bine, aveam o părere prestabilită bună și nu m-a dezamăgit. Mm-hmm. Acum și urmăritorii, dacă au ceva întrebări, chiar îi rog să le lase în comentarii despre mașinuță. Probabil că au mai văzut-o, că ai mai filmat și cu alți vloggeri. Îți place să îți pui mașina lumina reflectoarelor? Poate pe vrea. YouTube mi se pare că e mult mai natural decât la TV, pentru că pe la TV e totul prestabilit. La TV te uiți și ok, îți dai seama, vezi acolo detaliile deja pe care poți să le citești de pe net. Deci nu ai nimic corect. Nou. Da, îți corect. Îți este doar prezentat. Acolo ai un scenariu clar. Da. Pe care îl urmezi. Ok. Într-un vlog tu știi detaliile pe care le dă producătorul uh-huh. și atât. Dar ceva? Nu știi părerea unui om care chiar o conduce exact, zi de zi, exact, da, da. Care s-a lovit de anumite probleme. Păi mașina asta are consum dat pe... Da? Să discutăm de consumul ei? Păi nu, n-are nicio legătură cu ce se întâmplă în realitate. Păi eu am consum de 5-2 în afară, teoretic. Dacă mergi ce vorbești? Cu spatele sau cum? Nici cu spatele nu scoți consumul, n-ai nicio șansă. Da, deci da, zic că pe partea de vlog este super mișto și e păcat să, dacă ai posibilitatea să nu arăți oamenilor că până la urmă nu reprezintă o fală, toată chestia asta. Nu, sunt alții care exact. Sunt de 10 ori mai mari decât sau, mine uite, și au super mașini mai etat. Mulți îmi spun, dar cum crezi tu că ai prezentat mașina, că n-ai zis aia? Măi, detaliile tehnice poți să le găsești pe internet. Oriunde le găsești. În primul rând. Și în al doilea rând, eu îmi dau o părere reală. Nu o să găsești niciodată pe internet sau pe site-ul Audi sau unde vreți voi să căutați, nu o să găsești niciodată că lui Audi nu-i place, că el a montat chestia aici, dar totuși nu-i place că n-are taci. Nu o să găsești, da? Nu o să găsești niciodată informația că nu-ți plac roțile pe 21, că Audi zice, băi, știi ceva? Astea sunt pentru mașina asta, îmi pare rău. Da, dar de-aia sunt că este mult mai ok să vezi un vlog, chiar dacă nu e o prezentare... cum să zic, ultra profi, specializată, profi, da, așa, cu toate dar detaliile. Sunt informații din astea mărunte care nu le găsești nicăieri în altă parte. Da, și poate clar, te ajută. Și nu știu la mașină dacă are magazie de CD-uri sau nu are. Ziceți voi dacă are, nu știu. Habar. N-am încercat. Am auzit că ar avea totuși magazie, deci încă vreo 6 sau vreo 8, n-am încercat niciodată. Deci nu știu. Și nici n-am vrut să caut. Dar folosești CD-uri? Nu, n-am. Nu știu, posibil să aibă. Cum e... A, nu, aici e... Cum e car kit-ul? Poți să faci doar apeluri sau poți să asculti și muzică prin Bluetooth? Și muzică. A, e ok. La mine nu. Nu?
Doar apeluri. Mai dai vreo 60.000 de euro și poți să și asculti muzică. Adică mai au 3 mașini de ale mele. Da, glumesc. Deci merge și ăsta. Prefer modulatorul. Prefer modulatorul, nu? Da, merge și parte de muzică. Uite, avem aici pe media, bine, nu mai conectat nimic, merge. Merge și parte de muzică. Uite, nu mai îmi place că pornește, dar eu o setare ce, dar nu știu, nu o găsesc, că de fiecare dată când faci o altă comandă, pornește muzica automat. Uh-huh. Se deschide chestia și pornește. Da. Da, îmi convine că, na, am foarte multe mufe, cred că și tu ai pe aici prin cotieră, nu? Nu știu. Sub cotieră, de fapt. Uite, vezi? Aux. Și două de... Două de încărcare, aici mai ai priză. Brichetă, mai avem o priză aici. Bine, da. Mai are în spate foarte mult, încă trei sau patru, mai sunt încă două brichete și încă două sau trei... Bă, că ai și pachetul fumător. Dacă aveți ceva întrebări, nu uitați, le lăsați în comentarii. Nu și suntem acum... împreună. Da, mă, deci nu asta... întrebați asta, că nu e nicio problemă. Da, deci asta trebuie să menționez la fiecare vlog, pentru că multă lume mă întreabă, ești cu el sau îi place de tine sau... Cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați un like și un share acestui video și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Și Doru are un canal de YouTube, abia a început, și da, face lucruri destul de interesante pe acolo. Ei, zice Cristina că suntem amândoi aici. Dar uitați-vă, că o să fie fun. V-am pupat. Pa! Pa! Ciao!